Moda foișoarelor amenajate în parcurile din Petroșani a ajuns și în parcul de pe lângă piața agroalimentară centrală. Deși lucrările abia au fost demarate, au apărut deja și primele voci împotriva construcției. Totuși, administratorul pieței, cel care a luat decizia de demarare a lucrărilor, a precizat că a început ridicarea foișorului la cererea a câtorva zeci de oameni, în marea lor majoritate pensionari. La cererea masivă a unor pensionari din municipiul Petroșani se va executa un loc de recreere, hai să o denumim cum vreți dumneavoastră, o filigorie, un foișor, în care bătrânii se poată să stea, să-și petreacă timpul liber și să-și supravegheze nepoții care se joacă. Și aici probabil o să întâlnim unele, știu eu, păreri adverse. Deja ieri m-am confruntat cu prima dintre acestea că acest spațiu nu ar fi foarte binevenit, însă nu. Acum, dacă 50-60 de oameni, 100 de oameni solicită acest lucru și se împotrivesc 2-3, acum vom da curs celor mai mulți. Lucrările pentru realizarea foișorului sunt sponsorizate din bugetul administrației piețelor.